Fără capriciosul Hidișan și juvaierul Claudiu Voiculeț, pandurii au plecat în Bărăgan pentru prima etapă din returul campionatului. Gorjenii vor întâlni vicecampioana Unirea ne aflată într-o situație la fel de delicată ca și echipa pregătită de Petre Grigoraș. Cine învinge va avea parte de sărbători fericite, însă pentru perdanți se anunță o iarnă grea. O victorie ar fi fantastică pentru noi și ne-ar ne da posibilitatea să sărbătorim și noi Crăciunul și venirea anului nou cu zâmbetul pe buze și ar fi preferat ca meciul să se dispute la primăvară, așa cum era normal, însă Liga Profesionistă de Fotbal a dat tot programul peste cap, pe un teren greu din cauza condițiilor meteo, determinarea și condiția fizică a fiecarei echipe vor face diferența. Eu zic că diferența o va, va face determinarea, atitudinea și, eu știu, concentrarea pe întreaga dorata partidei, să nu mai ce am pățit în ultimele jocuri. Pandurii trebuie să obțină măcar o remiză la Urziceni, însă Grigoraș nu ar refuza nici victoria. Cu trei puncte, Gorjeni ar ieși din zona fierbinte a clasamentului înaintea confruntării cu liderul campionatului Oțelul Galați. Ținând în cont de loturile actuale ale celor două echipe, normal este o partidă foarte echilibrată, dar niciodată nu poți ști ce se poate întâmpla la un, la meci. Am zis că depinzi foarte mult de poate de starea terenului, de starea fizică și psihică a jucătorului în momentul respectiv și de ce nu și de șansă. Partida dintre Unirea Urzicen și Pandurii Târgu Jiu se va disputa mâine de la ora 18, urmând să fie transmisă în direct.